Ты еще на он так? Да, он зеро. Зеро, зеро. А по вида, по пьетруче, лишь по еще. Поди, да. А че, по нему еще пиво цепотишь? Mă ești la accident. Cum mai mers să îi ajuți? Ce ai făcut? Da, am ajuns la fața locului. Erau două mașini, un autotren care transporta bitum și un Volkswagen care era sărit de pe marginea drumului. Acolo autotrenul era răsturnat și Volkswagenul era în șanț. Am ajuns în mașina Volkswagen și am găsit două persoane. Persoana din dreapta era inconștientă, sufla și șoferul era decedat. Nu avea puls, am luat pulsul și avea o plagă la cap și am luat pulsul, nu mai respira, nu nimic. Și am acordat îngrijiri la cea din dreapta, o femeie, nu știu de câți ani cum era. Și a devenit conștientă? Da, și a revenit, am vorbit cu ea, am stat până au venit cei de la Zmurs și ambulanța. Am fost primul, împreună cu un domn, am sunat la serviciu 112 și atât a fost tot.
am stat până ce a ajuns ambulanța și i-am ajutat în continuare la scoaterea victimelor. Femeia era prinsă? Erau prinși în mașină? Femeia nu erau prinși. Erau doar bordul puțin peste ei, dar nu aveau nimic. Femeia era căzută peste bărbat, de cât am ajutat, am tras-o puțin și atât a fost tot. Pe șoferul tirului l-ai văzut? Era rănit, a pătit ceva? Șoferul tirului a ieșit singur, nu era, avea o arsură pe brațul drept și piciorul drept, puțin ars, atâta tot. Era conștient, nu a avut răni. Deci în jurul orelor 1.30 pe DN1, cel la kilometru 71+200, am avut un eveniment rutier soldat cu o persoană decedată, una rănită grav și una rănită ușor. În fapt, un autotren care circula din direcția Baia Mare spre Dej a fost surprins de apariția pe sensului de mers a unui autoturism Volkswagen cu care s-a lovit frontal față stânga. Așa cum am spus, din accident a rezultat 3 victime, din care una decedată, una rănită grav și una rănită ușor. Biroul rutier Dej a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și va face cercetări pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor și cauzelor producerii acestui eveniment. La ora 1:05, detașamentul de pompieri Dej a fost solicitat pentru a interveni la un accident rutier produs pe raza localității Câscău. S-a intervenit cu autul special de descarcerare, dar la sosirea locului intervenit s-a constatat implicarea în accident a unui autoturism și a unei autocisterne ce transporta emulsie bituminoasă. În interiorul autoturismului existau 2 persoane încarcerate, s-a intervenit pentru descarcerarea acestora, din păcate conducătorul auto acestea a fost găsit decedat și declarat către medicii de la UPU Dej. Sunt șeful prezidiei de intervenție, putem ajuta Cătălișan Octavian. Cele de urgență ale ambulanței au fost solicitate la un accident rutier. Am găsit 3 victime, din păcate una decedată. Femeia, pasager dreapta, lângă șoferul decedat, cu un traumatism cranian, găsită conștientă, cu o plagă contuză la nivelul scalpului și un traumatism toraco-abdominal. A fost transportată la spital pentru investigații. Celălalt șofer, conștient, cu plăci minore, a fost adus la spital doar pentru evaluare. Bun.